Pizza fierbinte, sunt bizuia cu plăcere. Iar apoi sculpați o scârbă în secțiunea din comentarii. Ce surpriză, nu puteți? Bă, zilele astea totul mi-a părea la recomandate video nou al lui Codrin, și anume ăla cu de ce mi se dezactivate comentariile la clipuri. Nu m-am gândit foarte mult la treaba asta. De ce mi se dezactivate comentariile de la clipuri? Cum dracu? Mai băgăm un video de comentarii, că au început să-mi placă chestiile astea. Salut, îs eu T-Rex-ul și astăzi o să mă plâng din nou. Alai, pentru că doar asta facem pe canalul lui T-Rex. Ne plângem de dezastre ca să întâmplă lumea asta. Ăștia la YouTube îmi depășesc orice limită, coaie. Să-mi bag eu pula, dă nu-i așa. YouTube, wake the fuck up, dude. Ce se întâmplă la platforma asta, că nu mai înțeleg. Bă, deci, din nou, comentariile la mine la clipuri nu sunt activate pentru ceva motive. Tot le activez și după aia sunt dezactivate. Aseară, ba chiar, unul din comentarii, unul din ultimul video dat am postat la Jurassic World Gang, care făcea și-o prin comentariile înapoi, fără să le activez eu. Și după aia, ori fost date înapoi. Ce? Și m-am uitat de mine să comentariile nu mai erau. Bă, și mi-am dat așa doi pumni în frunte și am început să mă apuce toți dracii și am zis: YouTube, wake the fuck up. What the hell is going on? Where the hell are the comments? Where the fuck is the free speech on this platform? What are you doing is the question. Why is this platform burning? Why is it in shambles all of a sudden? More than usual, actually. Mergem pe punctul ăla în care am găsit clipul ăsta de la Round Table, în care omul arăta niște chestii destul de interesante despre platforma asta. Au început oamenii să pună tot felul de animații și de seriale de astea, de desene animate și așa mai departe, că animații și desene animate și toate astea sunt toate în aceeași categorie. Care sunt restricționate pentru copii și sunt puse pe YouTube Kids. Ce? Cineva să-mi explice și mie cum naiba Futurama și Family Guy și ce dracu mai e acolo animația asta care e M-rated, sau cum dracu le pun așa, că pun numai litere bun tâmpiți, că nu pun și ceva așa mai des, că le pun o litere R-rated, pe dracu să te ia. Cum naiba sunt chestiile alea pentru copii și de ce ajung pe YouTube Kids, coaie? Ce se întâmplă cu platforma asta? Pentru că eu nu mai înțeleg. Acum o perioadă de timp m-am uitat la clipul ăla lui Codrin, în care a spus ce s-a întâmplat, a tras și el atenția și a mai fost încă un The Real Red acolo, de tras atenția la chestia asta, cum că comentariile se opresc random la clipuri pe YouTube fără niciun motiv. Dar avem un motiv care n-are niciun sens. Mamă, ce surpriză. Fiți atenți ce mi-a zis om. De ce am zis problema mea? Și thanks, one moment please, thanks for waiting. I checked this on my end and here's what I can share. As a part of our efforts to protect minors and families, we've turned off comments. As a result, comments may not be available on some of your videos, la care eu, but why on my channel? The videos are perfectly normal. De fel profesionist, dar eram disperat. Și la care el, this action is not a result of your content violating our guidelines. We know comments are a meaningful way creators connect with their community, but we believe turning off comments is an important step to keep young people safe on YouTube. We encourage creators with minors in their videos. Ce minors în videourile mele? M-am uitat la clipurile lui Codrin și deodată și-or primit comentariile înapoi. Pentru că omul a mers la YouTube Support, a mers la Help Center și a stat de vorbă cu unul din oamenii aia de acolo, care a stat, dar mi se pare că a stat de vorbă cu vreo doi oameni de acolo, așa separat, dracu să ia și... Durerea de cap pe care am luat eu după ce am văzut screenshot-urile alea cu conversația a început să mă fac să-mi smul părul din cap. Oamenii au spus pur și simplu că i-au oprit comentariile la milioane de clipuri pentru ca să protejeze familiile și minorii din clipuri și așa mai departe și pe dracu să mă ia. Întrebarea întrebătoare: unde pula mea sunt minorii din clipurile lui Codrin și unde sunt minorii din clipurile mele? Cum o zic și omul, am fantome de copii pe-n fundal pe care numai ăștia la YouTube pot să le vadă. Ăștia au puterea aia să vadă cum era Kelly în aia zi Amazing World of Gumball. Putea să vadă în două lumi diferite, dracu, și a vedea fantomele pe care nu le vedea nimeni pe jur. Ce se întâmplă? Pot să mai atragă niște oameni atenția la chestia asta, dar nu se ia măsuri, îți dai seama ce dracu să se întâmple. Am încercat și să mă duc la ăștia la YouTube, la Help Center acolo, după ce ultimul clip și-a luat comentariile, boom, dispărute. Am dus-o la Help Center
și m-au pus într-un Q oamenii ca să vorbesc cu unul din membrii lor din echipă. Dar ghiși ce s-a întâmplat? Își share link-ul de la canal ca să vadă cât de mare youtuber ești tu și cât de important ești tu pentru platforma asta. M-au ținut oameni într-un Q de 2 ore. Am fost într-un Q de 2 ore ca să vorbesc cu suportul de la YouTube ca să mă rezolve și pe mine cu chestia asta. Și ghiși ce? După alea 2 ore, crezi că am primit vreun suport? Nu-mi pula mea, mi-am băgat picioarele și am zis: dă-vă dracu încolo, dacă nu-mi răspundeți, aia e. M-am mutat la un film, m-am mutat la o grămadă de episoade din regular show, m-am și jucat cu prietena mea, toate chestiile astea, a fost pe fața acolo când s-a întâmplat toate chestiile astea. Dacă stau să mă gândesc așa mai bine, de la Soul Jurassic Park are undeva la o oră jumate, așa, au fost mai bine de 2 ore, dacă stau să mă gândesc. Mi-am pierdut jumătate de noapte așteptând un răspuns de la suportul de la YouTube și nimic. Nimic. Nada. Pe lângă faptul că YouTube-ul disrespectă creatorii și acum comunitatea pe care eu mă bazez, comunitatea care mă ține în viață și care îmi dă un scop aici, content pe care îl fac pentru voi, pur și simplu nu mai prins feedback de la lume. Am nevoie de comentariile mele, coaie. Au spus-o în prostia acolo de mesaj pe care a dat-o lui Codrin. Au spus că știm cât de importante sunt comentariile sau ceva de genul. Au spus acolo pentru comunitate și pe dracu' sa mea. We know comments are a meaningful way creators connect with their community, but we believe turning off comments is an important step to keep young people safe on YouTube. Bullshit. Fucking care YouTube, you are not doing anything to improve this platform. We have YouTube Kids, but it's useless. Why do you restrict content creators and the community overall to express themselves and interact and everything if there is YouTube Kids? What the hell, man? Păi pula mea, ne bagă și până eu YouTube Kids 2.0. We have YouTube Kids and YouTube Kids 2.0. What's the difference? None, it's torture. Doare cap extrem de tare, nici n-am respirat cât am îndrugat toate prostiile astea aici, dar nu mai pot, mă. Nu știu cum dracu să facem să atragem atenția la chestia asta, trebuie să facem o grevă, mă. Toată lumea de pe platforma asta, 89% de oameni de pe platforma asta, trebuie să facă o grevă mare. Să nu mai posteze nimic, vreo o lună, două luni, trebuie să facă așa o grevă de-a mea. Că da, mă, dracu, mai postăm, ca mergem, facem stream-uri pe Twitch sau ceva, la mea, mergem pe TikTok sau dracu să mai ia. Și stăm acolo o perioadă de timp până își dau ăștia la YouTube seama cine e în control aici. Că până la urmă creatorii și respectiv comunitățile care se uită la creatori și de conținut și consumă contentul ăla și așa mai departe, le aduc lor income și toate chestia ca să trăiască, știi? Pe asta se bazează, e o piramidă, e un lanț trofic aici. Alții creează ca alții să consume, ca apoi să se creeze, să consume mai mult. Merg, e un cer cu vieții aici. It's YouTube circle of life. One does create for the other to eat. And so on and so forth, you know? Mi-aduce aminte de situațiile alea când s-a băgat chestia cu copa. Știi că din cauza la chestia s-a început toată prostia asta cu protejatul de mnoși pe dracu. Bă, vreau să lămurim o chestie. I am a content creator, I'm not a legal guardian, I'm not supposed to take care of children who accidentally run into my degenerated videos, which, by the way, they are not very degenerated, it's just some stupid gameplay, literally people boiling rats and shit like that is happening on this platform, and you just saw a fucking dinosaur game on a fucking dad YouTube channel, and you are like, that thing doesn't deserve comments. It's dangerous for the minors and families out there. They're probably gonna start shooting in school or something. I'm watching this idiot. Să înțelegi noi o chestie aici. Comentariile sunt importante. Un videoclip pe YouTube când îl pui, o să fie boostat de algoritm în funcție de niște chestii pe care, de niște criterii, știi? Când lași comentarii la un clip și se formează conversații și sunt multe comentarii și mult engagement în secțiunea de comentarii la un videoclip, algoritmul vede chestia și zice, bă, chestia asta e interesantă, lumea e controversată despre chestia asta, ar trebui să-l dau mai departe să vedem, să vadă mai multă lume, să-și arunce mai multă lume opinie acolo. Odată ce chestia se întâmplă, videoclipul ajunge să fie mai popular, știi? Și pe asta se bazează și cu like-urile și cu dislike-urile și toate chestiile astea, doar că comentariile au și ele funcția lor acolo, știi? Asta e principiul. Odată ce un videoclip nu are comentarii, acel videoclip este dedicat ca și mort, în pula mea. Și cum funcționează toată chestia asta? Practic. E ca un fel de castel de cărți. Și dacă e o carte dintr-un loc în care nu trebuie, s-o dărâma tot. De exemplu, să zice că scot descrea de la clipuri, nu o să fie așa de mare impact, știi? Am scos o carte bună, nu să dărâmă castelul de cărți. Am scos comentariile, s-au dus pe pula tot castelul de cărți. Mi-am pierdut 6-7 din viață degeaba. The comments on a video are very important for that video to live, to actually get picked up by the algorithm and everything like that. If you take out the algorithm, you basically take out an important piece that collapses the whole fucking thing. Congratulations, YouTube! You are a murderer! Normal că clipul ăsta, logic, nu o să aibă comentarii, pentru că, nu știu, o să pun niște gameplay pe cumva, ceva, pe Path of Titans, frumos acolo, știi, ca să mențin atenția la vizualizator, la pădracul să vă ia. Dar aia e toată problema.
că ăsta nu o să aibă comentarii. Și dacă o să aibă comentarii pentru o fracțiune, pot câteva minute, o oră, așa, și după aia dispar comentariile. Și după aia o să vă chem pe comunitate să veniți să-mi lăsați 2-3 comentarii, că o să vă spuneți, părea să înjurați platforma asta de căcat în pula mea și de oamenii care nu sunt capabili să gândească. Am văzut recent acum, mă, că ăștia de la cinea, dracu, s-au pus să, nu știu, de Trapper sau nu știu, știi, a fost festival cu Antur și dracu mai fost pe acolo, nu mă interesa pe mine chestiile astea, dar îmi plac dramele it's amuzante. Am văzut ăștia că stătau la apă acolo, căci că muzica trap, că muzica rap, că pe dracu să mă ia, că au început să cinzureze ăștia tot acum dintr-o dată. Păi, când am văzut chestia, bă, am început să râd așa isteric, am zis, bă, asta n-are cum să fie pe bune, bă, și chiar pe bune, mă, stătea unul de vorbă în pula mea. Și-a dat și că videoclipul joc pe TikTok și l-au pus pe YouTube, din cauza că omul tot a făcut o conversație acolo cu chestia asta și tot încerca să explice că ăștia care cântă melodiile astea nu sunt eu fan muzică, ce am nu prea îmi place, nu, eu mai mult pare pe old school și chestii de astea, dar să cântă, oamenii pur și simplu cântă ce se întâmplă în țara asta, nu cântă despre chestii pe care vrea să le facă sau chestii pe care să îndrume oamenii să facă chestiile astea. Bă, practic, dacă nu s-ar întâmpla ceva, nu s-ar vorbi despre chestia. Dacă încălzirea globală n-ar fi o chestie, lumea n-ar pune atât accent pe chestia asta și n-ar vorbi despre chestia asta, n-ar pune nimeni la scopul chestia asta, dacă n-ar fi existat încălzirea globală. Dacă nu e nicio invazie extraterestră, nimeni nu vorbește despre nicio invazie extraterestră. Asta e un exemplu cam prost, dar pula mea, sunt și o prost, aia să le pune mână. A ajuns să fie o cenzură la nivel global. Deci pur și simplu toate alea sunt scoase din circuit. Ai o opinie, ai o opinie publică sau ceva de genul, vrei să lași tu părerea ta, vrei să lași tu comentariul tău, vrei să începi o conversație, vrei să faci tu ceva, vrei să cânti ceva, nu ai voie în pula mea. Cum se poate rezolva chestia asta? Trebuie oameni noi în sistemele astea. None of these systems are working. There needs to be new people put in charge and the whole system need to be overhauled and changed and updated to the current times. So everything can be fucking right again. Eu de cât îmi răcesc gura de ceapă aici, am zis o să fac chestia asta, că bă, dacă tot am așa un outrage, dacă să nu mai țin în mine că nu-i sănătos și măcar să-l arunc pe platformă de 2 lei, o să-l vadă 2 oameni și o să zică, bă, o zi să stă ceva acolo, pula mea nu mă interesează, mă duc să mă uit la desene animate. Dar nu știu, bă, să-mi bag pula. Poate o să se schimbe ceva, poate nu o să se schimbe nimic, adică gândiți-vă la faptul că s-au scos dislike-urile acum ceva timp, acum nu știu cât dracu a trecut un an și ceva, aproape doamne că s-au scos dislike-urile pe platforma asta, lumea a făcut propagandă să se aducă dislike-urile înapoi, s-au făcut ceva în privința chestiile, exact, nimic, logic, o să se facă ceva în privința la chestiile astea ca să se întâmplă acum. Exact, logic, nimic. Poate o să se întâmple ceva, poate o să se ia o decizie bună, poate o să se calmeze dracul lumea, o să fie date afară fosilele astea care nu sunt în stare să iau o decizie și consideră că unul care cântă despre mașini și bătaie droguri și bușcași și pula mea și futut și toate chestiile astea, o să determine mințile tineri să facă exact aceleași chestii și ei, știi, să facă cascadorii cu bicicleta în parc cu tineretul sau ceva, nu știu, dracu să mă. Băga mea și pula mea platformă, viața este minunată, bucurați-vă cât mai puteți că văd că vă să ni se pună cenzură și în viața reală, o să fie taxe pe cuvinte, bă, zic eu, câte cuvinte scos pe gură, o să plătești cât un milion pe cuvânt. Și o să ne pună lacă la gură, o să ne dea și niște găuri în buze, dracu, și o să ne pună așa, eu numai o chestie mi-am de zis și atât. Deci ce pula?